Bună ziua, domnule Gabriel. Mult bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Prima dată și prima dată în postura de candidat oficial al Partidului Social Democrat pentru primăria Sector 6. O să încep prin a vă întreba un lucru pe care am întrebat pe toți candidații sau, mă rog, pe cei care s-au anunțat mai mult sau mai puțin oficial în diferite faze. Mai avem mai puțin de 2 luni de zile și candidaturile cu persoane, cu nume, cu prenume, abia au fost lansate în spațiu public. Nu avem un panotaj, nu avem mesaje electorale așa ca în alți ani. Este o campanie foarte discretă, aș numi eu. Asta sunteți din partea PSD-ului pentru București, cred că unul dintre cei care, aș spune eu, a furat startul. Aveți un mesaj chiar interesant, a creat chiar și o controversă. Unii au spus că e foarte bun, unii că e foarte prost, poate comentăm și asta. Și totuși, repet, ați furat startul în condițiile în care partidul n-a ieșit nici până astăzi cu un slogan, cu un mesaj, cu o lansare de anvergură, poate. Da, putem comenta inclusiv pe slogan, însă ce vreau să precizez este următorul lucru. Activitatea mea politică în sectorul 6 se derulează de foarte mulți ani. Din momentul în care am ajuns senator în 2008, mi-am început și activitatea de teasing la nivelul sectorului, în sensul că am avut foarte multe întâlniri și ieșiri în sector, în care am identificat în primul rând problemele cu care se confruntă sectorul și, bineînțeles, de-a lungul perioadei politice pe care am derulat-o la nivelul sectorului 6, am transmis și care ar fi, cum să spun eu, o politică administrativă ce ar trebui implementată ca lucrurile să funcționeze corect. Cu aproximativ un an și jumătate în urmă, am demarat chiar și acțiuni civice în sectorul 6, respectiv, spre exemplu, Cruciada Curățeniei, prin care cu echipe de voluntari am ieșit în sector și am făcut curat. De ce? Pentru că sectorul 6 se confruntă cu o mare problemă din acest punct de vedere. Am avut o campanie de plantare pomii intitulată Sectorul Cutei. Am promovat activități sportive. Ok, se poate interpreta că această activitate ar putea fi inclusă în această definiție a startului furat în campanie electorală. Însă, în momentul în care te implici în acțiuni civice pentru comunitatea pe care o reprezinți, eu cred că cel mai important lucru este să privim acțiunile ca atare și să vedem cât de eficiente și ce potențial au ele pentru a îmbunătăți viața locuitorilor din sectorul 6. Vorbeați mai devreme despre sloganul pe care eu îl folosesc în campanie. În această perioadă, de fapt, nu este campanie. Inițial, sloganul a fost intitulat Mutu vorbește. De ce? Pentru că, cum spuneam mai devreme, am identificat teme și am început să le explicăm cetățenilor. Că vorbim de curățenia din sector, fie că vorbim despre reabilitarea termică, fie că vorbim de spațiile verzi, fie că vorbim despre infrastructura sectorului 6, am transmis în mediul online aceste teme cu dorința de a primi feedback din partea locuitorilor. Lucrul acesta s-a întâmplat în cea de-a doua parte a sloganului, când am ieșit cu acel îndemn, ai o problemă, vorbește cu Mutu, prin care, sincer vă spun, într-o perioadă foarte scurtă de timp, am reușit să strâng mii de sesizări de la cetățenii din sectorul 6 pe temele de importanță majoră din sector. Înainte de a trece la partea a doua a interviului legată de proiecte și de problemele sectorului 6, aș vrea să mai rămânem un pic în zona asta a campaniei electorale și a luptei până la urmă cu ceilalți adversari. Păreți, și nu mă refer doar la dumneavoastră în sector, păreți mult mai liniștiți din punctul de vedere al faptului, PSD-ul mă refer, al faptului că avem un singur tur de alegeri, iar PSD-ul are un electorat bloc mai stabil, dreapta de partea cealaltă pare fragmentată, mai multe formațiuni, mai multe oferte electorale. Credeți că lucrul ăsta o să fie un avantaj în ideea în care Gabriel Mutu va câștiga sectorul 6? Nu știu, n-aș interpreta într-o asemenea cheie acest subiect. Eu vă spun la modul foarte clar. Categoric, intenția noastră la nivelul sectorului 6 și chiar la nivelul Bucureștiului a fost aceea de a menține stânga în aceeași direcție sau unită, spuneți cum vreți dumneavoastră. Faptul că pe eșichierul politic de dreapta nu există
o idee articulată care ar putea aduce la același numitor comun partidele politice din această zonă, este o altă discuție. Și mai este un aspect. În sectorul 6, timp de 12 ani, el a fost păstorit de partide politice de dreapta. Și se vede la ce nivel a ajuns acest sector. Din punctul meu de vedere și a celor 400.000 de oameni pe care îi reprezint în sectorul 6, acest sector se situează pe ultima poziție a sectorilor din București. Probabil că și aici apare o, cum să spun eu, este rezultatul a ceea ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în ultimii 12 ani, iar cei care teoretic au votat dreapta în trecut sunt total nemulțumiți de ce s-a întâmplat și în acest moment caută, cum să spun eu, să vadă care este candidatul cel mai potrivit pentru a reuși un proiect bun pentru sectorul 6. Sincer, nu vreau să-mi aloc energie foarte multă pe ceea ce nu fac cei de dreapta. Eu mi-aloc energia pe ceea ce trebuie să fac eu în sectorul 6. Și cel mai important lucru este că, ca primar al sectorului, nu trebuie să reprezint doar stânga sectorului. Eu trebuie să reprezint tot ceea ce înseamnă sectorul, indiferent de culoarea politică sau intenția de vot a alegătorilor din sector. Plus că mai este o chestie. Cineva m-a întrebat, dom'le, dar dacă veți avea nevoie de o soluție de dreapta, o veți aplica? Răspunsul este categoric da. Noi nu avem soluții de dreapta, soluții de stânga. Noi trebuie să avem soluții benefice pentru locuitorii sectorului 6. Ține un pic de sondajele pe care le aveți la nivelul sectorului. Cât de bine stați dumneavoastră și cât de bine stau contracandidații? Sondajul de opinie făcut de PSD în urmă cu aproximativ o lună de zile relevă faptul că PSD se află pe prima poziție. Undeva intenția de vot este la 37-38%. Pe poziția a doua se află PNL la distanță de mai bine de 12%, după care vin celelalte partide politice. E adevărat, în această ecuație apare și un candidat independent care are o intenție de vot destul de bună, dar insuficientă pentru a câștiga sectorul. Iar candidatul PSD, și acest sondaj, vreau să fac o paranteză, este făcut înainte ca Partidul Social Democrat să nominalizeze candidatul la nivelul sectorului 6. Dar cu toate acestea, eu am fost băgat în acest sondaj și sunt în proximitatea voturilor obținute pe care le-ar obține PSD-ul la nivelul sectorului. Bănuiesc că o să vorbim despre ele. Aveți niște proiecte pentru sectorul 6. Haideți să facem un joc al imaginației și să ne imaginăm că ați ajunge primar la sectorul 6, dar că la capitală candidatul PSD-ului nu va câștiga. Deci implicit o să aveți acolo o formațiune adversă. Credeți că proiectele pe care le faceți se pot implementa și fără un parteneriat cu primăria capitalei și poate eventual cu o gândire comună în ceea ce privește această zonă metropolitană de care tot vorbim și pe care până la urmă noi bucureștenii o așteptăm? Da, e adevărat. Noi avem, spre exemplu, câteva investiții de interes la nivelul Bucureștiului, dar care afectează foarte mult viața locuitorilor din sectorul 6. Și vă dau câteva exemple. Discutăm de prelungirea Ghencea, strada prelungirea Ghencea, care a intrat într-un proiect de modernizare, de lărgire a acestei străzi. Avem pasajul de la Domnești, care nu ține de primăria capitalei, dar care iarăși afectează foarte mult viața comunității noastre. Avem pasajul suprateran de la Ciurel, care țin de primăria capitalei. Ce se întâmplă? Eu cred că viziunea noastră, indiferent de numele viitorului primar, este aceea de a ajunge la un numitor comun pentru a asigura un trai decent al bucureștenilor. De foarte multe ori am auzit ideea sau s-a vehiculat ideea că, dom'le, ok, pe mine mă interesează să dezvolt zona centrală a Bucureștiului, dar trebuie să luăm în calcul că totuși Bucureștiul nu reprezintă o entitate de sine stătătoare, sunt 6 sectoare care formează această entitate mare, capitala europeană București. Mai mult de atât, noi nu avem granițe între sectoare. Avem situații în care bulevarde, pe o parte avem sectorul 6, pe o parte sectorul 1. Și atunci ce facem? Privim Bucureștiul doar într-o anumită direcție? Este total greșit. De aceea spun că, indiferent care va fi numele viitorului primar general, eu și din sondajele pe care le avem știm că acel nume va fi Gabriela Firea, va trebui să avem proiecte integrate, proiecte pe care să le susținem în comun, primările de sector, primăria capitalei, astfel încât dezvoltarea Bucureștiului să se facă unitar.
Cum ați face o scurtă radiografie a activității fostului primar al sectorului 6, domnul Rareș Mănescu? Există foarte multe voci care spun că a fost un primar șters cu o activitate mai puțin vizibilă și după aceea poate ne focusăm și pe un subiect controversat al mandatului său, Parcul Meu Gârâș. Un singur cuvânt, dezastru. Sincer, nu n-am cuvinte sau nu-mi dau seama de ce a avut această atitudine un primar tânăr, un primar care a avut o susținere foarte mare în alegerile din 2012 cu un consiliu local majoritar și care, din păcate, n-a știut cum să fructifice această poziție. Nu există zonă din sectorul 6, nu există om din sectorul 6 care, pe de-o parte, să arate bine sau să nu aibă probleme, și pe de altă parte, mă refer la oameni care să nu comenteze negativ la adresa acestui primar. Este un dezastru total pentru sectorul 6. Din păcate, eu, ca viitor primar, va trebui să iau sectorul de la minus, nici măcar de la zero, pentru că dacă ar fi avut puțină imaginație, măcar ar fi menținut ceea ce se făcuse bine până la acel moment. Deci, din păcate, va trebui să iau sectorul 6 de la minus și pe proiectele și soluțiile pe care le-am și prezentat de mai multe ori, să începem să scoatem din mocirla în care se află în acest moment. Nu este un termen tocmai, cum să spun eu, demn de sectorul 6, dar ăsta este adevărul. Și credeți-mă că cele 400.000 de persoane care locuiesc în sectorul 6 gândesc la fel. Nu există zonă în sectorul 6 unde să nu avem probleme. Nu există, ce să vă spun, parc în sectorul 6 care să putem spune, domne, arată civilizat. Cu excepția parcului Drumul Taberei, unde și acolo există comentarii foarte multe, nu avem un alt parc de care să ne bucurăm în adevăratul sens al cuvântului. Toate generatoare de praf, toate locurile de joacă sunt distruse, sincer, sunt capcane pentru copiii noștri. Nu avem Străzile sunt distruse, deci infrastructura este la pământ, reabilitarea termică este la pământ. Într-un cuvânt, dezastru. Bizar, pentru că inclusiv cu povestea asta știu că își făcea campanie celălalt fost primar, domnul Poteraș, înainte să piardă, vorbea de proiectele cu foarte multe zerouri, cu sume mari pe care le-a pregătit și le va aduce pentru a fi implementate în sector. Nu degeaba am întrebat de parc un pic mai devreme și de alte lucruri. Ce s-a întâmplat cu proiectele alea? Nu au fost efectiv finalizate sau au fost finalizate prost și s-au aruncat banii? Dar vă spun sincer, cu excepția parcului Drumul Taberei, unde este adevărat, a existat un proiect pe finanțare europeană și care de altfel s-a și Dacă nu mă înșel, vreo derulat, 19 milioane de euro, ceva destul de undeva mult. la 18 milioane de euro, finanțare în proporție de 80%. Din păcate, acolo cred că a lipsit o viziune mult mai aplicată, în sensul că nu este suficient să privești un proiect pe orizontală, trebuie să-l privești și pe verticală. Și aici mă refer, spre exemplu, la spațiile verzi. În momentul în care construiești un parc, modernizezi un parc, primul scop pe care trebuie să-l obții din acel parc este să ai aer curat. Aer curat ce înseamnă? Foarte mult verde. Foarte mult verde înseamnă foarte mulți pomi. În acest moment, parcul Drumul Taberei este insuficient acoperit cu spațiu verde. Nu mă refer neapărat la gazon, mă refer la numărul de pomi care sunt plantați. Deci putea fi mult mai bine făcut, având în vedere că discutăm de bani care veneau pe fonduri europene. Însă, în sectorul 6, nu avem niciun alt proiect finanțat pe fonduri europene. Nu există o direcție la nivelul Consiliului Local sau al primăriei, o direcție de implementare și management proiecte europene. Sincer, suntem în 2016, capitală europeană, sector într-o capitală europeană, iar viziunea noastră de dezvoltare trebuie să se focuseze în primul rând pe absorpția acestor fonduri la nivel de infrastructură, la nivel de eficiență energetică, la nivel de mediu, pentru că altfel nu-ți poți susține aceste proiecte doar din bugetul local, care este insuficient. Da. Apropo de bugetul local, nu ține de primăria sectorului 6, însă știu că în sector este o reală problemă cu lucrările și inclusiv cu această mega lucrare a magistralei de metrou. Ce poate să facă primarul, că el se va numi Mutu sau altul, în sensul în care bucureștenii din sectorul 6 cred că sunt
destul de agasați de această poveste și aproape că s-a sufocat tot traficul în zona aia. Cum puteți forța, până la urmă, guvernul și cei care finanțează acest proiect să termine odată povestea asta? Da, corect. Există finanțare pentru magistrala de metrou. Eu vă spun la modul cel mai sincer, un edil trebuie să fie prezent în comunitate. Dacă primarul sectorului 6 este prezent acolo, la fața locului, și urmărește cum sunt derulate acele lucrări, cu siguranță că lucrurile vor merge mai bine. Eu, în calitate de senator, spre exemplu, am ajuns de mai multe ori să inspectez lucrările de la metroul Drumul Taberei, decât a făcut-o Mănescu, care n-a fost prezent niciodată. O singură dată a venit în campania electorală din 2012, în zona Leu, cu domnul ministru al transporturilor de la acel moment, prin care lansa un apel către Metrorex și către guvern de a finanța și a demara sau a susține lucrările mult mai aplicat. Din acel moment nu a mai participat, nu a mai făcut inspecții în teren. Deci, cu toate că lucrările țin de Metrorex, nu țin de primăria de sector, primarul poate influența și poate urmări dacă lucrările sunt executate în termen. Dacă nu sunt executate în termen, poate sesiza autoritățile. Pentru că, până la urmă, care este rolul primarului? Nu el merge și dă cu lopata, cu toate că eu am făcut și chestia asta. Dar el trebuie să fie prezent, să se asigure că lucrările pe care le-a aprobat în Consiliul Local, investițiile aprobate, se derulează corect, conform caietelor de sarcini, din punct de vedere tehnic să fie iarăși corect, dar cel mai important lucru să se deruleze în timingul pe care l-au stabilit. Ați vorbit în termeni destul de dure, aș spune eu, despre activitatea fostului primar sau încă primarului Rareș Mănescu. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că e o particularitate poate rară pentru sector și pentru, până la urmă, pentru București. Împreună cu sectorul 3, nu greșesc, sper, este singura primărie necălcată, să spunem așa, de procurorii anticorupție până acum. Cum comentați aspectul ăsta până la urmă? Nefăcând nimic, nici nu au procurorii cu ce să agațe actualul edil? Poate fi o explicație. Însă, dacă tot ați făcut comparație cu primăria sectorului 3, există un sondaj de opinie realizat acum 2-3 săptămâni, în care apar două entități, primăria sectorului 3 la polul din stânga și primăria sectorului 6 la polul din dreapta. Din punct de vedere al percepției oamenilor vis-a-vis de cum au evoluat lucrurile în sector. În sectorul 3, 70% aproximativ spun că lucrurile au evoluat în sens pozitiv, iar la sectorul 6, 70% spun că au evoluat în sens negativ. Încrederea în actualul primar Rareș Mănescu este la nivelul de 8%. Este foarte puțin pentru un primar, pentru o persoană care a avut 4 ani de zile la dispoziție, tânăr, cu posibilități, ar fi avut foarte multe posibilități să atragă fonduri europene și este jenant. Haideți să rămânem în zona aceasta imaginației și să presupunem că de mâine sunteți primarul ales al sectorului 6. O să spuneți că sunt multe de făcut, dar v-aș cere să ne spuneți prima măsură pe care ar lua-o Gabriel Mutu ca primar al sectorului 6. Sunt trei măsuri care trebuie luate în paralel în același timp. Una se referă la o evoluție coerentă pe zona de curățenie, de salubrizarea sectorului făcută instantaneu, din prima zi. Cea de-a doua, demarată proiectele europene pentru reabilitare termică, infrastructură și mediu. Deci trebuie să începem proiecte ca să putem atrage fonduri europene într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și cea de-a treia, care este la fel de importantă, poliția locală să-și facă treaba. Avem situații în sectorul 6, fiind un sector foarte tranzitat, unde foarte mulți locuitori din afara Bucureștiului pur și simplu distrug sectorul. Categorii, nu le pasă că nu locuiesc în sectorul 6, dar nouă ne pasă. Și în acel moment, poliția locală, în loc să-mi stea mie pe la colț de stradă și să amendeze o bătrânică care vinde o mână de leuștean sau pătrunjel, să-mi asigure mie că acele persoane care tranzitează sectorul 6 respectă din punct de vedere sectorul al curățeniei, respectă din punct de vedere al siguranței oamenilor care locuiesc în sectorul 6. Avem la sfârșit de săptămână zeci de autocare care blochează bulevardul Iuliu Maniu. Acest bulevard, acest mare bulevard al sectorului, reprezintă practic calea de acces către poarta de vest a Bucureștiului. Dacă noi nu suntem atenți la fluidizarea acestui trafic, atenți la cum
parchează mașinile pe acel bulevard, cum învin autocarele care preau muncitorii din București să-i ducă în localitățile de origine, nu vom face nimic. Deci sunt trei elemente care le trebuie pornite instantaneu. Odată, ai partea de curățenie pe care trebuie să te aplici instantaneu în momentul în care ai preluat mandatul de primar, proiectele europene, înființarea direcției de management și implementare proiecte europene și cea de-a treia, partea de siguranță și poliția locală care trebuie să înceapă să activeze corect și coerent în sectorul 6. Aș întoarce măcar puțin la campania electorală pe care urmează până la urmă să o face, să zicem că suntem în precampanie și v-aș întreba cum o vedeți, la ce vă așteptați? Au existat campanii murdare și la locale și la generale în ultimii ani în România. Cum o simțiți în momentul de față în sectorul 6, având oarecum clar cine vă vor fi contracandidații? Campania electorală murdară a început, cel puțin la adresa mea. Există personaje, să nu spun un personaj, personaje care așa înțeleg să facă campanie. Nu mă voi coborî la nivelul lor de înțelegere și de inteligență. Eu îmi voi duce campania electorală în sens pozitiv, voi prezenta locuitorilor în continuare proiectele mele și soluțiile pe care doresc să le implementez la nivelul administrației locale sector 6. Iar cei care nu vor înțelege lucrul ăsta, părerea mea că vor pierde. Oamenii s-au săturat de sloganuri de campanie clasice, sloganuri de campanie plictisitoare. S-au săturat de războaiele dintre partidele politice, s-au săturat de atacurile murdare pe care anumiți candidați le fac la adresa altor candidați. De aceea vă spun că chiar dacă în sufletul meu nu mă simt confortabil când văd un om că mi-atacă familia, mi-atacă copilul, mi-atacă viața de dinainte de a fi politician, asta nu înseamnă că voi răspunde cu aceeași monedă, ba dimpotrivă, merg mai departe cu fruntea sus și îmi voi duce la bun sfârșit proiectele pe care le-am început. Haideți să revenim la partea aceasta mai sentimentală, să spunem așa. Cum arată familia lui Gabriel Mutu? O familie normală. Am o soție, sunt căsătorit de peste 22 de ani. Am un băiat de 17 ani de care sunt, mulțumesc frumos la fel, un băiat de 17 ani de care sunt mândru, ascultător, înțelege care sunt, cum să spun eu, cele mai importante elemente ale unui om în viață. Nu mi-a creat probleme până acum, este foarte bun la școală, evoluează frumos, face sport. Pur și simplu, din păcate viața politică și activitatea politică pe care o derulez mă solicită foarte mult, iar întâlnirea mea cu familia se produce doar la sfârșit, la finalul zilei sau un weekend, foarte puțin. Locuiți în sectorul 6? Am un apartament în sectorul 6. Ultima întrebare. Ce părere are familia noastră despre această candidatură? Bănuiesc că este obișnuită cu faptul că, fiind implicat în politică, exact ce spuneați dumneavoastră, sunteți mai puțin prezent sau nu cât v-ați dori. Da, pentru un postul de primar, deja cred că timpul alocat va fi și mai mare. Da, este adevărat. Am avut mai multe discuții de-a lungul timpului cu soția mea, inclusiv cu băiatul meu. Ei mă cunosc foarte bine. Știu că atunci când îmi propun ceva, fiind o persoană foarte ambițioasă, vreau să-mi duc proiectele la bun sfârșit. Înainte de a intra în politică, eu am activat în mediul privat și am condus una dintre cele mai mari companii de publicitate din România, cu peste 2500 de angajați. M-am retras din această companie prin vânzarea ei către o firmă multinațională, către o firmă foarte mare la nivel mondial și știu foarte bine că eu, ca persoană, fiind foarte ambițios și dorind să ajung la performanță de fiecare dată în orice domeniu pe care l-am început, mă susțin. Categoric, există acea supărare că familia cumva s-a pus pe același plan cu politica. Niciodată n-am dus familia mai jos, întotdeauna a fost peste orice altă activitate a mea. Din păcate, timpul pe care l-am la dispoziție în acest moment este foarte puțin, mă înțeleg, mă susțin, dar cu siguranță că va trebui, după ce vom finaliza campania electorală, să intrăm într-o logică a familiei, în sensul că, și asta trebuie să fie valabilă pentru toți cei care lucrează în aparatul administrativ, în sensul că noi trebuie să ne facem treaba în interiorul programului de lucru, după care familia trebuie să fie cea care să ne completeze ziua și, bineînțeles, să ne aducă plăcerile vieții.
Vă mulțumesc și vă doresc succes în lupta electorală Mulțumesc, scurtă pe mulțumesc care o frumos, mai aveți. mulțumesc.